Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara efectuează lucrări pe drumurile din Caraș-Severin. Mai exact, acționează pe DN67D, Băile Herculane, Valea Cernei. Sectorul se află pe raza de administrare a DRD pe Timișoara. Echipele continuă lucrările de consolidare, activitatea fiind axată pe zidurile de sprijin, casete și fundații parapet.